În actualul context, tot mai multe țări se pregătesc de ce este mai rău. Germania a început să consolideze adăposturile subterane și să facă rezerve de criză în caz de război. După decenii de uzura a forțelor armate germane, războiul Rusiei din Ucraina a dus la o schimbare majoră de politică. Cancelarul german Olaf Scholz promițând să crească cheltuielile pentru apărare și să injecteze 100 de miliarde de euro în armată. Germania începe să curățeadă posturile, să facă provizii de hrană. Credeți că se așteaptă la un război? Toată lumea se așteaptă. Toată lumea se așteaptă la război. La noi, nu vedeți că tot mereu spune pe posturi că e războiul la graniță. Ce să facem? Asta e. mergem înainte. Mi-e frică că am și băiat am și inginer. Și mi-e frică, vă spun. Sperăm că nu. Ne rugăm la Dumnezeu să nu înceapă. Ca să ajungă un acord și să. Sperăm că nu. Mm, pe ei, pe ei, deocamdată, urușii stau mai bine decât noi. Noi stăm mai nasul cu urușii. Credeți că se așteaptă la un război? Să sperăm că nu. De asemenea, guvernul de la Berlin are în vedere modernizarea sistemelor de adăposturi publice și va crește cheltuielile pentru protecția civilă, a declarat ministrul de interne. În prezent, în Germania există 599 de adăposturi publice. Vom verifica dacă am putea moderniza mai multe astfel de sisteme. În orice caz, dezmembrarea a încetat. Conform Digi24, Germania lucrează la noi concepte pentru a consolida parcările subterane, stațiile de metrou și subsolurile pentru a deveni posibile adăposturi. Guvernul a acordat statelor federale 88 de milioane de euro pentru instalarea de noi sirene. Țara va constitui de asemenea stocuri de criză cu provizii inclusiv echipamente medicale, îmbrăcăminte de protecție, măști sau medicamente.